Stimați telespectatori, v-am prezentat cu câteva săptămâni în urmă un reportaj mai amplu despre inaugurarea unei noi fabrici de apă minerală, care este patronată astăzi de societatea comercială MBH. Odată cu apariția acestui nou produs pe piața românească, au început, bineînțeles, și oamenii să se întrebe cu ce este acest produs mai bun sau mai rău decât celelalte, ce oferă acest produs consumatorilor. Iată că astăzi, în urma unei mici investigații, suntem în măsură să vă dăm un răspuns la această întrebare. Ne aflăm în locuința familiei Șutac, o familie din Rădăuți, și prin amabilitatea gazdei încercăm să lămurim misterul apei minerale Carpatina. Trebuie să spunem telespectatorului rădăuțean că ne-ați primit în casă nu cu prea multă bucurie, fiind o persoană suferindă. De câți ani sunteți bolnav? Eu sunt de 3 ani fac dializă. Sunt bolnav mai de mult, dar de boala mea nu s-o depistat, pentru că eu n-am avut 3 ani de zile și asta, și toată boala o dădea pe boala pe care am avut-o eu. Cum se numește această boală? A mea? Da. Insuficiență renală cu diagnosticul de clomon, nu știu cum în termen exact. Deci altfel spus, rinichii, da, dumneavoastră nu mai funcționează. Dreptul complet și stângul în sfert. Fiind, eu am mai încercat să beau apă, ceaiuri, am băut 6 luni de zile ceai de rădăcină de brustur. De acum facem tensiune, nu mai rezistam, nu mai puteam. Cum vreau să beau apă sau asta, nu mă, ba mă înflam, ba, nu mă simțeam bine. Vecinul ăsta a meu lucra la asta, stația asta, sau cum se numește dumneavoastră, de... La Toșorul. Așa. Și într-o zi el îmi povestește că el de când bea apă de acolo se simte mai bine, că și pe dânsul durea, că coloana, că rinichi, nu știu precis. Și eu atunci am spus, dacă vreți, aduceți-mi și mie, eu vă plătesc să nu-mi aduceți. El nu a fost să-mi iei bani și mi-a adus apă. Eu am aproape, de când a început să lucrez, vreo 6 luni de zile. Și am băut apă. Eu nu urinam în ultimul timp asta iarnă deloc. Datorită apii, știi, am început să urinez în 24 de ore 400 de grame de urină, pe care eu mă simt foarte bine. Eu merg acum cu jumătate de kilogram, cu un kilogram, un kilogram jumate la o dializă, când alții vin cu 5-6 kg. Apa se lasă băută extraordinar de bine, este dulcină. Poți să bei cât să ajungi. Eu care nu beau, nu am. Acum beau la un kilogram, un kilogram și ceva de cap. Este, eu recomand la toți bolnavii, că nu știe nimeni suferința de dializă, numai cel ce o are, recomand că nu este dăunătoare și cine crede că are ceva cu rinichii, chiar și cu ferea, apa asta este minunată de a o bea. Pe răspunderea, adică eu... Ce spun medicii care vă tratează? Medicii... Au observat o schimbare în la mine, da, dar da, la mine au observat o schimbare bună și eu acum am dus prospectul, este acolo la noi. Acum ei spun, dar care e mai bună, apa sau dializa? Fără dializă, sigur că nu se poate trăi atâta timp cât n-ai rinichii, nu? Da. Dar datorită apii, eu nu fac criză, eu mă simt bine. Eu merg pe stradă, sunt ca un om care, după dializă, vin și stau ca un om care, nu chiar sănătos, dar uitați, eu acum am venit din dializă, de o jumătate de oară. Pe când alții vin de abia își trag sufletul. Eu recomand la toți, nu numai la bolnavi de dializă, la toată lumea care suferi cu rinichii, cu ferea, este o apă minunată pentru băut. Și se lasă băută.